Emoțiile sunt de toate felurile. Ori e extraordinar de important să fie întâmpinate, recunoscute și văzut după aceea, stimulat de văzut ce poate fi făcut în spatele acestui lucru, pentru că dacă este o teamă din aceasta imaginară, în spatele unei temeri se ascunde o dorință, e teamă că nu o să mă descurc într-o situație, de fapt îmi doresc să mă descurc, îmi doresc să fac față, îmi doresc să mă dau cu tobogan sau îmi doresc să fie ceva plăcut. Ori să pot să-i învăț pe copii că în spatele unei frici din acesta îmi imaginez că se va întâmpla ceva rău, se află o dorință. Dragilor, bine v-am regăsit! Un nou episod, rămâneți alături de noi pentru că iată începem un nou episod din campania 12 motive pentru a avea o vacanță cât mai frumoasă, o vacanță cât mai reușită, indiferent că mergem singuri, cu prietenii, cu partenerul de cuplu sau cu copii. Astăzi alături de noi este Cati Călin, psiholog formator în metoda ESPERE și în cadrul acestei campanii vom discuta despre felul în care reușim să stabilim limite, reguli, granițe sănătoase cu copiii pe perioada vacanței și începem discuția noastră de la o carte foarte frumoasă publicată în colecția Parentaj, Disciplină cu dragoste și limite, soluții practice și liniștitoare pentru cele mai frecvente 43 de probleme de comportament din copilărie. Iată, autorii Jerry Wyckoff și Barbara Younil au identificat 43 de probleme de comportament din copilărie. Probleme care, bineînțeles, că nu le lăsăm acasă atunci când mergem cu copiii în vacanță, pentru că copiii s-ar putea să aibă probabil același comportament și atunci trebuie să stabilim cu ei, poate chiar de la plecarea de acasă în vacanță, care sunt regulile sănătoase pe care noi le aplicăm, să spunem, sau mai degrabă le stabilim de comun acord cu copilul, pentru că noi am mai vorbit și în alte situații, în relația părinte-copil trebuie să existe respect de ambele părți și atunci trebuie să fie un soi de relație win-win. Și părintele, bineînțeles, să fie respectat de către copil, dar și copilul de către părinte. Cati. Da, Sorin, mulțumesc mult pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre această temă relaționării, a limitelor, chiar și în vacanță și a unor relații care să ne aducă bucurie de altfel. Și pentru că e tema vacanței alături de copii, am arătat aici lucrurile despre care vorbesc. Iată, aici este o mamă, un tată și iată unul dintre copiilor. Și bineînțeles, între ei există aceste panglici care reprezintă relațiile. Le-am ales frumos colorate, tocmai pentru a invita și a stimula ca relațiile pe parcursul acestei vacanțe și a ocaziei de a petrece mai mult timp împreună să fie pline de viață, pline de bucurie și pline de mesaje cadou. Iată, și arăt mesajele cadou pentru ca relațiile noastre să fie sănătoase și să ne aducă bucurie și să crească bucuria din interiorul nostru, avem nevoie să știm să oferim și să primim mesaje cadou. Pentru că luăm așa de bune relațiile, fie că e cu partenerul de viață, fie că e cu copilul sau cu tatăl copiilor, pentru că, iată aici, dintre cei doi există o relație care este relația de părinți, pe care avem nevoie să avem grijă de asemenea. Tocmai exact așa cum ai spus, să putem să comunicăm înainte, pe parcursul și după vacanță, ca lucrurile să poată să iasă bine. Noi, între părinți, de asemenea și cu copilul. Și pe lângă acest ingredient extraordinar de important al mesajelor cadou de apreciere, fie că e un zâmbet, fie că e o îmbrățișare, fie că e mă bucur că suntem împreună, mă bucur că mergem în vacanță în locul X, apreciez mult că ai fost gata la timp, poate, sau să îndrăznim să spunem aceste lucruri pe care le apreciem în relații și invit pe cei care ne ascultă să se gândească oare ce mesaj cadou aș putea oferi cuiva apropiat mie acum, fie că e copilul meu, fie că este tatăl sau mama copiilor mei, ce fel de mesaj cadou aș putea să ofer. Și acest lucru pune o bază sănătoasă de hrană și, bineînțeles, să am grijă la mesajele toxice care pot să circule în relații la fel de bine. Iată, și am mai mesajul toxic aici. Iată-l.
veninos de-a dreptul, care poate să iasă foarte ușor, cum eram la un moment dat în parc și trecea o mămică cu un copil pe lângă și cu o bunică, cred, și la un moment dat o aud pe mamă zicând, e, gata, încep să mă enervez, să vezi cum să-ți trag una. Asta adresa copilului, de exemplu. Începutul a fost destul de bun, în sensul că a conștientizat faptul că se enervează. Amenințarea că o să-ți trag una e un mesaj toxic pe care îl adresez copilului. Dacă mai ajung să și facă asta, este ceva ce nu poate să aducă ceva bun în relație. Și atunci, cred că e util să putem să conștientizăm ce trăim. Pentru că chiar dacă pare că vacanța este un timp de relaxare și un timp de lucruri extraordinare împreună, pot să fie tot felul de surse de stres. Că suntem gata la timp, că mergem cu o altă familie, că se schimbă obiceiurile de somn, de masă, de loc. Pot să antreneze tot felul de comportamente. Și să zicem că acesta este comportamentul copilului și invit pe cei care ne ascultă să poată să conștientizeze, să asculte un pic. Care sunt comportamentele copilului meu, a unuia dintre ei, care pe mine mă deranjează? Și pot să fie în diverse game. Fie că este, poate, mi se pare mie că îl judec ca fiind timid și se ascunde după fusta mea și când mergem într-un loc nou, nu vrea să încerce nimic nou, de exemplu. Sau, din potrivă, are comportamente agresive, începe să țipe, să îi lovească pe ceilalți, sau refuză să fie gata la timp. Sunt foarte multe comportamente. Sau se ceartă cu fratele sau sora. Am pus aici un singur copil, dar pot fi tot felul de lucruri între frați care se pot întâmpla. Că în mașină nu vrea să-și pună centura sau că nu se strâmbă la ce avem de mâncat sau vorbește urât cuiva sau nu vorbește deloc. Și atunci, ce se întâmplă este că de obicei astfel de comportamente se repetă și ajung să confund copilul cu acest comportament și să văd doar asta, chiar să-i pun o etichetă. Este timid, e rău, nu e cu minte, nu e atent, este într-un fel, nu este suficient de, îl compar cu alții și atunci, pur și simplu, în relație cu copilul meu, iată dacă aici eu sunt mama, relația și copilul, în relația cu copilul nu-l mai văd pe copil, ci iată, îmi pocnește în față doar comportamentul. Ori, un lucru, o regulă de igienă relațională pe care o practic în metoda Esper este aceasta, să mă adresez copilului diferențindu-i de acel comportament. Iată, atunci când ridici tonul sau țipi sau lovești pe cineva, este ceva ce nu-ți dau voie să faci. Acest comportament e inacceptabil pentru mine și pot să am o poziție aici în legătură cu asta. Iată poziționarea mea legat de acest comportament. Nu sunt de acord și nu-ți dau voie să îți lovești fratele sau să arunci cu mâncarea pe jos sau să, nu știu, ceva ce mi se pare nepotrivit și inadecvat nevoilor, fie ale lui, fie ale celor din jur. Și atunci, deja pot să mă refer la un comportament pe care copilul ar putea schimba și să-i propun ceva în legătură cu asta, să-i fac o cerere, să am o poziție clară și fără să mă confund să-l confund cu comportamentul și fără să mă confund pe mine cu poate emoția care se trezește. Iată că dacă în interiorul meu este furie și este ceea ce îi ofer copilului, exact așa cum spunea mama din parc, acum mă enervez și o să-ți trag și una, s-ar putea. Pentru că în momentul în care mă năpădește furia, iată, nu mă mai văd de furia asta. E doar asta ceea ce s-ar putea să vorbească în locul meu. Bineînțeles, emoțiile sunt binevenite, ne arată că se întâmplă ceva. Furia apare atunci când am nevoie să pun o limită. Totuși, dacă acționez cu furia care m-a cuprins, s-ar putea să ajung să depun un mesaj toxic, să-i trag gura, să-l îmbrâncesc, să-i spun că nu e bun de nimic sau mai știu eu ce alte lucruri facem fiecare dintre noi în astfel de momente. Și atunci, ceea ce vă propun, în situațiile diverse cu care vă veți întâlni, pe de o parte, să conștientizați care sunt zonele sensibile pentru voi, adică care dintre comportamente sunt lucrurile care declanșează niște emoții și să putem să le abordăm, fie înainte, așa cum ai zis, să vorbim despre, uite, urmează să plecăm în vacanță și mă aștept, de exemplu, pentru mine, fiica mea având 14 ani, așteptarea mea este probabil să fie gata la timp sau să-și păstreze lucrurile în ordine, să aibă grijă de toate lucrurile ei, în funcție de fiecare vârstă, fiecare așteptări pot să fie diferite. Și pun asta de la început, iată.
în așa fel încât să nu dea pe spate întreaga experiență. Sau pe parcurs pot să mă poziționez, sau după ce s-a întâmplat ceva, există posibilitatea să mă fie enervat și să-l fi ridicat tonul în legătură cu asta. Iar ți-ai uitat nu știu ce. Se poate întâmpla. Într-o relație nimeni nu este perfect. Și totuși contează ce facem după. Și după putem să vorbim, iată, am simțit o mare furie când am văzut asta în legătură cu mine. Am ridicat tonul, nu știu dacă a fost bun pentru tine. Haide să vedem cum a fost pentru tine și cum putem să reglăm situația asta pe viitor. Adaptat vârstei copilului din fața mea. Pentru că de fiecare dată când e o emoție puternică, fie la mine și poate să fie și la copil, când el țipă, urlă sau simte ceva foarte puternic, comunicarea nu are toate condițiile să se poată întâmpla și atunci avem nevoie să lăsăm să se liniștească emoțiile ca după aceea să putem comunica. În cartea despre care sau pe marginea căreia noi discutăm astăzi, făcând bineînțeles referire la comportamentul copiilor în vacanță, și am aici câteva exemple pe care de altfel le-ai pomenit și tu, ce se poate întâmpla în vacanță: accese de furie, comportament agresiv, încăpățânare, hiperactivitate, dependență de ecran, răspunsul obraznic, gelozia, refuzul de a împărți cu ceilalți și așa mai departe. Și fiecare capitol al cărții include o descriere a simptomelor, cauzelor, precum și o abordare generală a acțiunii parentale. Măsuri preventive pentru evitarea problemei. Probabil că e mai bine să prevenim o situație conflictuală sau tensionată decât să o reparăm după ce ea s-a produs. Soluții practice pentru fiecare abatere comportamentală, exemple de situații în care părinții au reușit să se descurce cu succes, iată, urmând sfaturile din această carte. Și aș veni cu întrebarea: de ce disciplina cu dragoste și limite funcționează? Foarte interesantă întrebare, mulțumesc, Sorin. Pentru că există o diferență între sentiment și relație, ne spere. În sensul că, iată, este iubirea mea față de copil, e iubirea pe care o simt față de copilul meu, pentru copilul meu, e ceea ce simt în interior. Iubirea este un sentiment și este extraordinar de important cum anume hrănesc această relație, pentru că ceea ce se întâmplă este că cu foarte multă iubire în interior, s-ar putea să ajung să lovesc, s-ar putea să țip, s-ar putea să-i pun etichete, s-ar putea să am acele mesaje toxice despre care vorbeam, tocmai pentru că majoritatea dintre noi fie nu știm, nu am învățat cât de nocive pot să fie niște mesaje de tipul nu ești în stare, dar sora ta de ce poate și tu nu poți, las că vezi tu ce se întâmplă, sunt pur și simplu niște mesaje nocive care au efecte distrugătoare în partea cealaltă. Pe de altă parte, s-ar putea, din cauza furiei pe care o simt, să depun astfel de mesaje, chiar dacă știu că nu este un lucru bun, dar să nu mă pot împiedica. Și tocmai de aceea este esențial să pot să fac diferența între cele două, în sensul că iubirea e ceea ce simt față de copii. Și, în același timp, față de un comportament punctual, de exemplu, când are niște manifestări de furie, începe să se trântească pe jos în mijlocul restaurantului sau pe plajă, de exemplu, s-ar putea față de asta să simt furie. Și atunci este foarte important să le diferențiez pe cele două. Iubirea rămâne neschimbată. Este esențial să pot să nu folosesc un șantaj sentimental cu copilul. A, nu te mai iubesc. Sau mă superi, sau dacă faci de asta, mă supăr și nu te mai iubesc. Hai că știi cât de mult te iubesc, mănâncă tot din farfurie. Și atunci amestec iubirea cu relația, pe când sunt două lucruri diferite în ce sens? În sensul că un părinte, rolul de părinte, dincolo de iubirea pe care o simte, are un rol activ în ce zonă? În a hrăni această relație pentru ca acest copil să poată să crească, să se dezvolte, să devină un adult autonom, independent, pe cât posibil, cât mai împlinit. Și atunci este esențială această diferențiere între nevoie și dorință.
Fiecare și fiecare om are nevoi și are dorințe. Nevoile sunt cele care hrănesc viața, iată nevoile pe care am nevoie să le satisfac pentru ca viața mea să continue, nevoie de hrană, nevoie de somn, nevoie de educație, nevoie de siguranță, nevoie de a mă spune, sunt multe nevoi. Și bineînțeles, fiecare dintre noi, pentru că suntem vii, avem și dorințe. Și la fel și copiii își doresc poate să stea pe telefon, cum am zice, sau pe tehnologie, chiar dacă noi suntem afară, e un peisaj extraordinar și eu, în rolul meu de părinte, mi-aș dori ca el să profite de acest peisaj și totuși el dorește să stea pe telefon. Și atunci, și copiii și părinții, este important să poată să facă această diferențiere și din experiența mea în ateliere și consultații cu copiii, foarte ușor pot să facă diferența între cele două, pentru că, să spunem, niște sucuri carbogazoase, dulcite, sunt o dorință, nu sunt o nevoie, nevoia este de apă și de hidratare. Telefonul este o dorință când e vorba de a ne juca pe el, poate să fie o nevoie atunci când am nevoie să comunic niște lucruri importante și atunci eu, ca părinte, pot să mă poziționez, să ascult ce vine de la copil, de exemplu, în situația aceasta în care eu aș prefera să se bucure de natură și iată care este dorința mea, iată dorința mea este aceasta, e dorința mea și copilul își dorește să stea pe telefon, iată. Și există un conflict între aceste două dorințe. Dincolo de dorințe este vorba despre nevoie și de relaxare, nevoie de a fi natură, există acolo, prezentă. Și atunci ce pot face într-o astfel de situație? Pot să vin cu mesajul toxic de genul, a, iar stai pe telefon, tot timpul stai pe telefon, mai lasă telefonul ăla, ți-l iau. Da? Cred că sunt niște discursuri pe care le auzim foarte ușor și putem să le spunem și noi foarte ușor. Și ăsta e un mesaj toxic. E un mesaj care nu va fi de folos, va întări dimpotrivă dorința lui și frustrarea lui în legătură cu această dorință. Ce pot face în schimb? Pentru că aceste relații pe care le vedeți sunt aici și pentru a ne arăta fiecare de care capăt este responsabil. Or, noi părinții avem tendința de a duce la capătul ăsta, a judeca dorințele copilului și a zice nu e bine să ai dorința asta, trebuie să ai dorința asta a mea. Da? Și vrem să impunem toate dorințele noastre cu cele mai bune intenții. Da? Pentru că le și iubim, nu? Băgăm și iubirea la înaintare. Ori, este esențial să pot să rămân în capătul meu de relație, în rolul meu de părinte care are deciziile în legătură cu satisfacerea nevoilor, în primul rând, și să pot să comunic. Cum să comunic? Ascultând dorința? Da. El spune, vreau pe telefon. Da, aud, confirm. Da, aud că îți dorești să stai pe telefon. E dorința lui, are dreptul la ea. Nu înseamnă că va fi și realizată sau că eu voi susține realizarea ei. Și ceea ce îți propun, de exemplu, este să admiri, iată, peisajul natural și dacă am o dorință, tocmai pentru a nu deveni dorință teroristă, vreau să faci ce vreau eu, totuși este o dorință asupra celuilalt, cum anume pot prezenta asta? Pot stimula poate nașterea unei dorințe de a descoperi lumea și acest peisaj extraordinar. Un mesaj pozitiv de încurajare, fără să fac presiune asupra celuilalt, ci vorbind despre mine. Și a vorbi despre mine este una dintre regulile de igienă relațională de bază. Vorbesc despre mine celuilalt, oricare ar fi celălalt. E valabil și în vacanță și în afara vacanței. Pentru că cu copilul voi spune, iată, eu mă bucur atât de tare de acest peisaj și doresc să te bucuri și tu de asta și să facem ceva interesant împreună, să-i propun ceva interesant împreună, să-l invit la dialog, cum e pentru tine. Eventual să poți să-l ascult legat de dorința lui de a se juca acum. Bun, și dacă te-ai juca acum, cum îți imaginezi că ar fi, să poate să deruleze dorința, poate să construim împreună o variantă în care să ne descoperim unii pe alții cu tot ce e mai bun. La fel, în relația noastră de părinți, în loc să-i zic celuilalt, la capătul celuilalt, al mesaj toxic, păi tu nu faci nimic, mă lași mai pe mine să am grijă de copii. De exemplu, ar putea să spune o mamă către un tată. Doar eu le fac pe toate și tu bine că stai acolo cu ziarul sau nu-ți pasă. E un mesaj toxic pe care îl transmit. Chiar dacă intenția din spate e bună. Și atunci cum aș putea transforma mesajul vorbind despre mine? Eu am nevoie de sprijinul tău în interacțiunea cu copiii în vacanță? Și uite cum punctual vorbind despre mine transform mesajul toxic, reproșul, tu ești de vină și tu nu faci nimic, adică îl și definez pe celălalt ca fiind doar așa.
ceea ce e perfect inadevărat, pentru că generalizările sunt oare valabile. Nu cred că celălalt se recunoaște într-o astfel de generalizare și dacă se recunoaște, va rămâne în ea. Deci dacă tu așa mă vezi, eu așa sunt. Și atunci să revin la un mesaj din capătul meu de relație și să vorbesc despre așteptările mele, să fac o cerere în această relație, să fac o propunere în așa fel încât să ne meargă bine împreună. Și să îndrăznesc să spun lucrurile care mă deranjează, pentru că ce am observat este că se întâmplă ceva, celălalt are un comportament, să zicem acesta, și tatăl copiilor, de exemplu, și nu spun nimic în legătură cu asta. Nu, e ceva ce mă deranjează, dar nu spun. Și în interiorul meu se acumulează, să spunem, o furie, încet, încet, care crește, și la un moment dat va izbucni. Ori izbucnește pentru că lucrurile n-au fost puse la timp și le lasă să se acumuleze și după aceea face boom. Ori în vacanță, cred că ați văzut câte boom-uri pot să apară în atâtea situații. Și este cazul să putem să ne ascultăm pe moment și să putem să spunem, pentru că, da, e vorba de mesaje cadou care să hrănim relațiile și e vorba și de mesaje autentice în care vorbesc despre mine și văd cum e pentru mine. Pe mine m-a deranjat când ai ridicat tonul la fiul nostru, de exemplu, în afară, nu neapărat când e el de față. Pe mine m-a deranjat când ai ridicat tonul și mă aștept să folosești un ton calm. Cum a fost pentru tine să invit la un dialog? Iată, câteva variante de lucruri pe care le putem face. Uite, am mai găsit, probabil că au venit în ideea în care ai spus tu ceva mai devreme, am găsit în cuprinsul cărții câteva capitole, cu câteva titluri care sunt, zic eu, extrem de sugestive pentru tot ceea ce ai spus tu, lipsa manierelor, împotrivirea față de scaunul de mașină pentru copii, pot exista și astfel de situații, conflictele din timpul călătoriilor cu mașina, anxietatea față de schimbare, pentru că, iată, schimbăm mediul, da? S-ar putea ca pentru copiii mai măricei și care ajung să conștientizeze actul vacanței. Mergem în vacanță, ne bălăcim, stăm la mare, la plajă, facem castele de nisip, da? Pentru cei mai mici schimbă contextul de acasă, da? Cu ceva nou. Și atunci cumva poate să apară, iată, și această anxietate la schimbarea mediului sau la schimbarea contextului, la schimbarea climatului. Exact, exact. Ori să conștientizez că, practic, însăși vacanța ține e un factor de stres. Pentru că sunt toate schimbările, mediul, tot ceea ce poate să apară ca neprevăzut. Și atunci copilul poate să trăiască, să spunem, ceva teamă. Eu am cu tot o altă impresie despre vacanță. Nu conștientizez asta ca fiind o sursă, ca orice fel de schimbare. Știm prea bine că la orice fel de tranziție s-ar putea copilul să se împotrivească, inclusiv în programul zilnic. Și atunci, când apare ceva și există o trăire a copilului, fie că sunt nervi, fie că există teamă, fie că există o manifestare emoțională, cred că esențial este să nu mă străduiesc să elimin cu orice preț, sub forma de, dar n-ai, dar stăm în vacanță, n-ai de ce să-ți fie frică, e doar un, cum se numește, e doar un, cum să zice, e doar un animator sau e un topogan de copii mici sau tot felul de lucruri care nouă mi se par ca fiind nepericuloase, în capătul celuilalt de relație poate fi trăit diferit. Și atunci, ce pot face eu într-o situație din acesta în care emoțiile deja urcă și de o parte și de alta? Dacă am suficient de multă prezență de spirit să pot să conștientizez și eventual să spun ok, voi lăsa deoparte această enervare care urcă în interiorul meu și pentru a fi disponibilă pentru copil aici, pot să confirm această confirmare, acest instrument al metodei SPR, confirmarea a ceea ce celălalt spune, trăiește, ceea ce observ, iată, îmi imaginez că ți-e frică. În loc să spun n-ai de ce să-ți fie frică, să neg asta și să încerc să fac să dispară și atunci cu atât mai multă putere să iasă la suprafață sau în timp copilul să ajunge să-și nege stările, așa cum este educația pe care noi înșine am primit-o în generația anterioară, în care nu prea aveam voie să simțim lucrurile care nu erau în cadru,
da? Nimic excesiv sau diferit. Tot așa, fără să ne dăm seama, s-ar putea să le oferim și copiilor același tratament, în care să încercăm să facem să dispare emoțiile. Ori cu cât încerc să fac să dispară, cu atât ea probabil că se va manifesta cu ceva mai multă putere, iată. Și atunci să confirm, da, îmi imaginez că ți este teamă și să las acolo să fie teama eventual, să poată să vorbească despre asta, să poată să spună mai multe despre asta într-un moment potrivit. S-ar putea să nu poată, s-ar putea să fie doar, îmi imaginez că ți-e teamă, apropo de respectul despre care spuneai la început. Respectul înseamnă respectul pentru ceea ce crede celălalt, pentru ceea ce simte celălalt, fără cu cele mai bune intenții și cu foarte multă iubire, să vreau să fac să dispară asta și copilul să fie fericit, că așa trebuie să fie fericit în vacanță, că așa am plecat eu de acasă, că trebuie să fim fericiți. Emoțiile sunt de toate felurile. Ori e extraordinar de important să fie întâmpinate, recunoscute și văzut după aceea, stimulat de văzut ce poate fi făcut în spatele acestui lucru, pentru că dacă este o teamă din aceasta imaginară, în spatele unei teme se ascunde o dorință. E teamă că nu o să mă descurc într-o situație, de fapt îmi doresc să mă descurc, îmi doresc să fac față, îmi doresc să mă dau pe tobogan sau îmi doresc să fie ceva plăcut. Ori să pot să-i învăț pe copii că în spatele unei frici din acesta îmi imaginez că se va întâmpla ceva rău, se află o dorință. Și de asemenea, reiau aceleași obiecte, mai ales în vacanță și într-un mediu nou, să nu uităm că părinții pot să trăiască foarte multe frici în relație cu copilul. Aoleu, mi-e frică să nu se lovească, aoleu, mi-e frică să nu se îmbolnăvească, aoleu, mi-e frică să nu se rănească, mi-e frică să nu cadă, mi-e frică. Și atunci, mi-e frică să nu facă insolație și hai să-l dăm cu cremă. Exact, exact. Și atunci, avem nevoie de siguranță, doar că și de, să fim protejați și frica are rolul ei. Acum, dacă transmit toate aceste frici cu ai grijă, aoleu, vezi că o să se întâmple, o să cazi, cazi, oprește-te, este ca și cum transmit această frică. Ori copiii pot să capteze astfel de frici, pe de o parte. Ori, de fapt, în spatele acestei frici se află dorințe și ce le propun părinților este să se adreseze copiilor lor pornind de la dorințe. Îmi doresc să fii în siguranță. De aceea îți cer să te dai jos de pe acel gard sau îți cer să fii atent atunci când urci scările sau uite, observ toate aceste trepte și îmi doresc să fii, să rămâi în siguranță urcând treptele. Cumva să-l încurajez în a-și depăși limitele, în a face diverse lucruri, în a se da pe toboganul cel înalt, în a merge în trambulina X sau a face cine știe ce lucruri, pornind de la dorința de a fi în siguranță, dorința de a fi sănătoși, da? Îmi doresc să fii sănătos, de aceea te voi da cu cremă de 5 ori pe zi. Dar pornind de la dorința de a fi sănătos și a avea o piele sănătoasă. Dorința e ceva pozitiv, care aduce lucruri pozitive, nu frică, aoleu, mi-e frică că o să faci insolație. E de fapt dorința de a avea o experiență plăcută și o stare bună în continuare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre felul în care stabilim, cum putem stabili limite, granițe sănătoase împreună cu copiii noștri în vacanță, în așa fel încât să avem o vacanță cât mai frumoasă, o vacanță cât mai reușită, o vacanță plină de armonie și relaxare în care atât noi, adulții, pentru că avem nevoie, dar cât și copiii, toți să ne reîncărcăm bateriile și să venim odihniți și fericiți din acea vacanță. Nu cum se întâmplă, poate de cele mai multe ori venim mai obosiți decât am plecat în vacanță, pentru că așa cum spunea și Cati, o vacanță este o provocare nelipsită de stres, da? De la planificarea vacanței, unde mergem, hai să hotărâm de comun acord, și până la pregătirea tuturor listei de tot ce avem noi nevoie pentru o vacanță, pentru a nu ne lipsi nimic, tocmai pentru a nu avea astfel de momente de furie, nu? A uitat aparatul de fotografiat. Bine, acum nu mai este cazul, facem poze cu telefonul. Dar se pot întâmpla situații diverse în care am uitat ceva și atunci trebuie făcută o listă. Iată, și în cazul unei vacanțe, cred că trebuie un pic de disciplină.
că tot vorbeam noi despre cartea Disciplină cu dragoste și limite, trebuie un pic de disciplină și de organizare. Astăzi am pornit discuția noastră pe marginea cărții Disciplină cu dragoste și limite de Jerry Wyckoff, Barbara Iunil, carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Nu uitați să ne urmăriți în continuare și la celelalte episoade de pe pagina de Facebook a editurii Herald și de pe canalul de YouTube Herald, unde avem multe materiale, multe interviuri cu invitații noștri despre vacanță, așa cum spuneam la începutul intervenției noastre, indiferent că mergem singuri în vacanță, cu prieteni, cu partenerul de cuplu sau cu copii. Îi mulțumim foarte mult, Cati Călin, psiholog, formator în metoda Esprea, a fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod. Până atunci să aveți o zi însorită, o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!